Bună dimineața din nou! Încheiem această săptămână a lunii ianuarie în același fel în care am început-o, cu vreme călduță și blândă de iarnă. Deși în prima parte a zilei și noaptea vom avea fulguiel și burniță în sud, centru și est, pe parcursul zilei va ieși soarele și ne va încălzi cu valori termice mai ridicate decât în mod normal această dată. În weekend va fi la fel de frumos. Să vedem cât de generos va fi soarele prin țară. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde, spre deosebire de ce se întâmpla ieri când ningea, astăzi va ieși soarele și ne va încălzi cu temperaturi cuprinse între 6 și 7 grade. Vom avea parte de o vreme de nota 10 astăzi pe teritoriul Crișanei, atât în Oradea cât și în Arad, după cum vedem cer variabil spre senin, cu o maximă ce va ajunge până la 10 grade. Nici bănățenii nu au niciun motiv să se plângă de starea vremii, ba din contră, valorile termice au urcat în comparație cu cele de ieri, după cum vedem cer mai mult senin și aici, cu temperaturi ce se vor încadra între 10 și 12 grade. În Oltenia vorbim despre condiții de ceață, în special în sudul teritoriului, atât în Craiova cât și în Slatina, dar și aici vreme predominant frumoasă. Temperaturile au scăzut un pic în comparație cu cele de ieri. Maxima zilei se va încadra între 6 și 8 grade. În Transilvania trebuie să anunț pentru prima parte a zilei fulguieli și burniță, condiții de ceață, după cum vedem, pe aproape tot teritoriul, dar pe parcursul zilei vremea se va îmbunătăți. Temperatura maximă se va încadra între 1 grad în Miercurea Ciuc și 6 grade în Zalău. În Moldova, ieri vorbeam despre ninsori și ploi. Ei bine, astăzi soarele își va lua revanșa, după cum vedem, cer variabil spre senin pe aproape tot teritoriul. În Bacău și în Focșani vor fi înorări în prima parte a zilei și ceață de asemenea, dar maxima zilei se va încadra între 1 grad și 5 grade în Piatra Neamț. În Dobrogea avem parte astăzi de o vreme bună în Tulcea, un cer acoperit de nori în Constanța, plus intensificări ale vântului în prima parte a zilei și, de asemenea, ceață. Temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. În Muntenia avem ceață, de asemenea, trebuie să anunț din nou pe aproape tot teritoriul, Alexandria, Giurgiu, Călăraș, Brăila, Buzău, Pitești. Cer variabil spre senin pe parcursul zilei, temperaturile sunt următoarele. Maxima zilei se va încadra între 3 grade în Brăila și 8 grade atât în Târgoviște cât și în Pitești. În capitale de dimineață se înregistra 1 grad, iar maxima zilei va ajunge până la 5 grade. Vremea va fi bună astăzi și așa va fi și în weekend, după cum spuneam și mai devreme. Cam atât despre starea vremii, să aveți un final de săptămână excelent!